Rugăciunea elevilor. Dumnezeu preasfinte, izvor de nemărginită, înțelepciune și bunătate, făcător al tuturor celor văzute și nevăzute, ascultă rugăciunea noastră ce o înălțăm către tine cu multă umilință. Întărește, bunule, pe conducătorii noștri, bisericești și lumești. Dă-le lor să cugete cele bune și de folos pentru biserica și țara noastră. Apără-i pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ca să ne poată îndrepta pe calea mântuirii cu pace și dragoste. Iar nouă, copiilor, luminează-ne mintea ca să înțelegem învățăturile ce ni se dau și, întru toate, de-a pururea să păzim poruncile tale și să facem voia ta cea sfântă, ca astfel să ne putem fi folositori nouă înșine, părinților, fraților, surorilor și poporului în mijlocul căruia trăim. Să aducem bucurie și mulțumită învățătorilor și făcătorilor noștri de bine și să împlinim toate îndatorările către țară, către școală, către familie și aproapele nostru. Primește plecarea genunchilor și rugăciunea pe care o facem ca pe o tămâie binemirositoare înaintea ta. Trimite harul tău asupra noastră și ne învrednicește să trecem cu bună rânduială vremea învățăturii. Povățuiește-ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciune în tot cursul vieții noastre, ca de noi și prin noi să se preamărească preasfânt numele tău în veci. Amin. Închei prin aceea că ne angajăm să răspundem cântecelul de la început, în care pomișorul ne întreba, ne sfătuia ce să fac ca să mulțumesc pentru roade și îmi spunea, dacă vei sădi un pom în loc sau alături de acesta, ți-ai făcut misiunea. Toți de aici, ca de dragi, ne vom strădui să punem câte un pom. Voi sunteți pomii noștri. Vom încerca să vă conducem să nu creșteți strâmb. Întâmplarea a făcut ca în acest pom vântul, eu știu cine, o rupt o crenguță. Deci aceasta este, s-a prins la loc, așa, în jos. Probabil că ajutate de celelalte, de alți copii, tinde să se ridice înapoi, așa, odată s-a închis. Nădăjduim că viitorimea va ști prețui osteleala noastră mai bine decât contemporanii, iar criticilor, fără a-i desprețui, le răspundem că, dacă noi am făcut rău, fac alții mai bine. Este un citat din Costache Negruți. Mulțumim! Da. Pentru modul în care ne-ați primit și modul în care ne-ați demonstrat că aici se întâmplă lucruri extraordinare, într-un parteneriat extraordinar, școală, familie, comunitate. Astăzi a fost o activitate, o parte a activității, de fapt, deosebită, care ne-a ținut în emoții, ne-a creat o stare deosebită, o stare de spirit deosebită, să vedem copii minunați, o echipă minunată, pentru că este rodul unei întregi muncii de echipă aici și apreciem extraordinar de mult acest aspect al muncii în echipă și mai ales că în echipă, din echipă fac parte și părinți și alți invitați. Vrem în primul rând să felicităm întreaga echipă, începând cu doamnele director și continuând cu părinții și comunitatea, reprezentanții comunității locale. Este un moment deosebit pentru școala dumneavoastră. Vom transmite colegilor din școlile noastre că s-a întâmplat un eveniment deosebit astăzi în comuna dumneavoastră și la nivelul inspectoratului același lucru. Ne este foarte greu să facem o clasificare în așa fel încât, vis-a-vis de activitățile care s-au desfășurat, juriul a hotărât să acorde mai multe premii după cum s-au prezentat echipele. Asta. În așa fel încât doamna profesor de la Țigănaș, am să acord premiu pentru creativitate echipei stejarilor, deci școala Trifești, școala primară, da? Copiilor de la ciclu primar Trifești
Și de ce am ales acest premiu, Creativitate? Pentru denumirea echipei, care și-a ales ca simbol stejarul, pentru macheta realizată, foarte frumos, felicitări, și pentru că au împletit foarte frumos acolo informațiile, folosind și interdisciplinaritatea. Felicitări! Gimnaziul Trifești! Da? A fost Gimnaziul Trifești pentru originalitate, macheta, care a avut aceeași idee, pomul, dar modul în care a spus secretele astea pe care trebuie să le identificăm în fiecare zi alături de elevi. Secretele educației. Deci premiul pentru originalitate, Gimnaziul Trifești. Bravo! Și am onoarea să ofer premiul pentru talent artistic echipajului de la Gimnaziul Herneziu pentru modul cum au lucrat în echipă, părinte, elev, cadru didactic, cu realizarea acelei machete deosebite și creațiile literare care s-au găsit acolo în pom. Vă felicit! Echipa de la Școala Primară Herneziu, premiu pentru ingeniozitate în prezentarea relației școală-familie-comunitate. Și din partea noastră, pe lângă felicitări, dorim ca pomișorul cunoașterii să rămână mereu în sufletele dumneavoastră, ale copiilor și ale celor care încercăm zi de zi să aducem cât mai multă lumină și căldură în sufletele lor. Mulțumim încă o dată pentru momentele deosebite, felicitări și să auzim numai de bine! Învățământ primar Herneziu, echipa de la primar Herneziu, eleva Anton Nadia. Nadia, poftim la noi? Hai! Adelina. Bun, avem și pentru Adelina, sigur. Adina. Scuze, Adelina. Poftim, Adelina? Ia de aici o bombonică. Adina? Anton Nadia. Poftim, Adina. Felicitări. Gogu Laura, clasa 4-a. Laurica, unde ești? Laura a plecat. A plecat. Bun, bun. Și Dragomir Diana la fel. E surpriza literar-artistică. Murgu Răzvan? Da. A plecat la casa muzeu. Răzvanel? Felicitări. Matei Ioana? A plecat să ducă. A plecat să ducă. Vlad Sidonia? Alupe Andreea? Hai. Felicitări! Am terminat cu învățământul primar Herneziu. Felicitări, fetele! Bravo! Roxana! Poftim, Ștefan! Denisa! Adina! Roxanica! Și Ștefan! Felicitări! Creativii noștri, Lăcătuși Cosmin, clasa a doua, Cosmin, 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 felicitări! Apropiere, aici Cosmin, Cosmin! Și bombonici, așa, Gia și din Traian, așa. Paula, poftim, felicitări! Aici Cosmin! Melin Terareș, clasa a întâi. Alexandrescu Emilia, poftim Rareș. Așa, copii. Tocumar Denisa, clasa a treia. Sunt cu Cristina, clasa a patra. Rusu Daniel, clasa a patra. Și mai avem clasa a treia, imediat, Marco Anastasia. Poftim Daniel. Poftim Cristina. Poftim Anastasia. Felicitări! Și ultimii, dar bineînțeles, stereotipul, dar nu cei din urmă. Budeanu Dana, clasa a șasea, talent artistic. Cobzac Ștefana, clasa a șasea și Cristel Andreea, clasa a șasea. Hai, Ioana! Hai, Ioana! Și Ioana Matei are venit. Ioana Matei? Ioana Matei. Felicitări tuturor!